Cele mai multe abateri se referă la lipsa avertismentelor în cazul jucăriilor care pot prezenta pericole sau a indicațiilor de utilizare, lipsa limitelor de vârstă pentru care sunt destinate sau extinderea acestor limite stabilite de producător de către distribuitorul jucăriilor. În alte situații, indicațiile marcate pe etichetă sau ambalaj nu erau traduse în limba română. Lipsa indicării grupei de vârstă căreia se adresează jucăriile a fost constatată de inspectori la 4 operatori economici care au fost sancționați cu amenzi în cuantum total de 9.000 de lei. Lipsa traducerii în limba română a avertismentelor și a instrucțiunilor de utilizare a fost întâlnită în 19 cazuri, atât la magazinele mixte din mediul rural, cât și la unele hipermarketuri din Suceava. Faptul este cu atât mai grav cu cât jucăriile comercializate prezentau piese mici, detașabile, care pot fi ușor înghițite, sau muchii și colțuri ascuțite care pot pune în pericol chiar viața copiilor. Pentru această abatere s-au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 55.500 de lei, dispunându-se și măsura opririi temporare de la comercializare. În urma controalelor, inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava au dispus 24 de opriri temporare de la comercializare a 1.085 de jucării în valoare de 43.753 de lei și s-au aplicat un număr de 33 de sancțiuni contravenționale, dintre care 8 avertismente și 25 de amenzi în valoare de 73.300 de lei.